fetelor, am scris hainele pentru anul nou. Fetelor, trebuie să arăt minunat anul acesta. Voi comanda o roche sirenă. Dar haina sirenă? Modă. Așa e, 2020 ajunge. Ascultă, Iulia, am o propunere. Haina nu trebuie să fie lungă, până la genunchi, cred. Sunt paiete și unele pene de strut la partea de jos, știi? Și atât. O idee grozavă. Vreau o roche care să strălucească. Vreau să fiu genială și minunată. Știu, voi face comanda hainei roz cu paiete, un top roz cu paiete și o geacă roz cu pene și paiete. Wow, ce mișto! Să vedem. Oh, iată, fetelor, am aflat-o pe a mea. Pune-o în coș. Iată a mea. Și aici a mea, aici. Bine. Aici. Gata. Fetelor, știți ce? Pe anul viitor vom arăta tuturor. Trebuie să fim cele mai cool. Trebuie să fim mai cool decât ei. Așa e. Și eu vreau să mă întâlnesc cu Dani anul acesta. Nastia, m-am săturat de tine și de Dani. Cine este el? De ce-ți place de el? Este frumos. Haide, Nastia. Ascultați, fetelor, o chemăm pe Gigi cu noi la petrecerea de anul nou? Nici eu nu vreau. Nu sunt sigură că părinții o vor lăsa, e prea mică. Vă amintiți când l-a lovit pe acel băiat fără motiv și am filmat videoul acela? A fugit după toți. Da, da, puțin exagerat. Aha. Vor fugi toți băieții de noi. Atunci nu o vom chema. Da, da. Da. Să ne gândim la ceva. Vom spune că mergem într-alt loc și nu vom sărbători anul nou, știi? Da. Chiar așa, da. Unde sunteți, fetelor? Fetelor! Deschideți ușa! Fetelor, am nevoie de ajutorul vostru! Fetelor! Fetelor, cineva bate la ușă să vedem cine este. Da, haide! Ce manicură vom face de anul nou? Voi avea una care strălucește. Vreau să strălucesc la petrecerea de Revelion. Voi avea și machiaj strălucitor. Totul. Da, și eu voi avea cu machiaj. Și unghiile vor fi roz. Eu vreau verde ca un brad. Gigi? Bună! Salut! Nastia, nu uita că Gigi nu trebuie să știe nimic despre Revelion. Iulia! Bună, fetelor! Gigi, afară întuneric, de ce ești singură? Fetelor, trebuie să vă spun ceva, asta nu poate aștepta. Fetelor, sunt îndrăgostită, acesta este el. Oh, Gigi, ne bucurăm pentru tine. E frumos! Gigi are prea mulți cercei, de ce ai nevoie de atât? Are piercing-ul și eu nu, nici măcar nu se va uita la mine, am nevoie de un piercing. Gigi, așteaptă până mâine. Da, mâine puteți merge la salon să faceți. Așa e, de ce ai venit la noi? E noapte. Nu vreau să mai aștept până mâine, vreau acum. Gigi, noi? Nu putem. Mă tem de toate astea, pleac. Mi-e frică. Nu-mi pasă dacă știi, azi îmi vei face acel piercing, ai înțeles? Ascultați, fetelor, am o idee excelentă. Mergem să îi punem lui Gigi pătrunzătorul. Da, atunci nu-i va alunga pe băieți de la noi. Va vedea persoana cu piercinguri. Desigur. Da, hai să mergem. Mergem. Fetelor, vreau un piercing aici, 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 aici. Gigi, nu-i prea mult. Gigi, trebuie să înțelegi că nu suntem profesionaliști. Asta înseamnă că trebuie să ai încredere în noi. Fetelor, nu înțelegeți, sunt îndrăgostită. Oamenii îndrăgostiți nu se tem de nimic. Haideți, vă rog, haideți, haide, facem. Atunci, fetelor, dați masca, pălăria și mănușile. Dăm mâna. Gata. Gata. Uneltele. Fetelor, nu avem timp să ne grăbim, să ne grăbim. Dezinfectarea. Gigi, ești pregătită? Nu te teme, Gigi, n-o să te doară. Fetelor, ajutați-mă! Diana, avem nevoie de un piercing mai mare, vreau mai mare! Gata! Sunt obosită! Și eu, suntem foarte obosiți, nu mai pot! Ia oglinda și uită-te! Fetelor, uitați-vă la mine, nu sunt frumoasă, sunt excepțională! Wow, ce frumoasă sunt! Wow! Gigi, ne pare bine că-ți place. Cunoașteți iubitul, sunt sigură că o să-i placă de tine. Ești perfectă, sunt sigură că se va îndrăgosti la prima vedere. Gigi, așa du-te. E, pleci, poți să pleci, du-te. Dar să nu spui nimănui că noi ți-am făcut asta. Spune că te-ai dus la salon. Sunt frumoasă, ascultați, fetelor. Străpungem buricul.
Nu, Gigi, am terminat pe ziua de azi. Mai veni o zi. Mâinile mele sunt foarte obosite. Fete bune, mulțumesc. Acum o să-mi fac un selfie pentru iubitul meu. O să fiu foarte frumoasă. Gigi, nu spune nimănui. Încearcă, doar. Acesta este secretul nostru. Mhm. Nu vă faceți griji. Eu sunt... Nastia, du-te și închide ușa. Iulia, care machiajul ai ales? Eu vor pe acea galbenă cu săgete, știi? Pe cele cu săgete. Voi lua săgetele negre și strălucitoare. Gigi a dispărut, fetelor. Vreau machiaj care să strălucească, cu săgeți arginți care să strălucească foarte frumos. Da, și noi dorim acelea. Și noi, da. Hei, am fost prima care a spus acest ce doresc. Vom vedea. Da, da. Nu știu. Îmi pun piercing în nas, obraz și urechi. E un sprânceană. O să-mi fac în buric. Costia, doar fetele își pun pătrunzătorul în buric. Bine, îl pun în alt loc. Îmi place culoarea pielii, este frumos. Da, așa este. E, cine-i acolo? Sper că nu este Gigi și nu vrea să-i facem un piercing în buric. Aha, a, sunt da, acolo, da, să hai vedem. Hai, mergem. Bună! Salut! Oameni, ce faceți aici? Te-ai îndrăgostit și tu? Diana, doresc și eu pătrunzător și amigii mei! Da, și noi la fel! Ne trebuie pătrunzătorul să fim diferiți decât ceilalți. Oameni, nu am pus pătrunzătorul lui Gigi! Ne temem de Ace, chiar nu, și de Ace. Nu, ne este frică de Ac! Nu, nu, nu putem face piercing-ul! Nu, nu, da, nu, nu! Nu ascultați pe Gigi! Da. Oamenilor, lăsați asta. Diana, ce vrei să spui? Mi-ai făcut în jumătate de oră. Oameni, hai, hai să facem un piercing. Hai. Hei, oamenilor. Fetelor, avem o problemă. Da, văd. Gigi, nu trebuia să ne punem cu ea. Ascultă tu, nebună, ți-am spus să nu spui nimănui, ți-am spus! Cum aș putea? Am mers, lumina m-a luminat și am strălucit. Băieții au început să mă întrebe unde am făcut, în ce salon și am spus. Trebuia să inventez ceva, Gigi, vă dați seama că putem avea probleme cu părinții? Nu o voi face, dar fă-o! Gigi, înțelegi câți oameni sunt acolo? Trebuie să le facem tuturor un piercing ca al tău? Nu-ți face griji, Nastia, doar respiră. Când le faci piercinguri ca mie, te rog să le ceri și bani. Ia-le bani. Ratat, Gigi, ce-ai făcut? Nastia, avem o problemă mare. Diana, doar respiră. Gigi are o idee grozavă. Vom câștiga bani de la piercinguri. Cu acei bani ne vom cumpăra rochi. E o idee bună. Bine, să încercăm, dar ați văzut cât sunt. Piercing, piercing, așteaptă, așteaptă. Piercing, stai. Piercing. Piercing. Atunci cine este primul și 20% din câștiguri merg la mine. Gigi, nu am câștigat nimic. Gigi, îți voi face piercingul și limba ta lungă. Așa e, Nastia. Iulia, lăsați-i înăuntru. Piercing. 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 Eu voi prima, piercing. Eu merg prima. Eu. Eu merg prima. Iulia rezolvă, Nastia, uneltele. Piercing, piercing, piercing. Oameni, tăceți. Dacă nu încetați, nu o să facem pe nimeni. Ați bine, înțeles? Iulia! Bine, bine! Diana, alege instrumentele! Bine, oamenilor, cine este primul? Eu sunt prima, eu sunt fată! Iana, așează-te! Totul va fi bine, nu fi nervoasă! Iana, alege un loc pentru pătrunzător! Iana, tu ești șefa echipei, trebuie să alegi pe cel mai mare! Acesta! Păi? Acesta aici. O alegere excelentă, Iana. Bine, să începem, Iulia? Sunt aici. Dezinfectarea. Fetelor, v-ați spălat pe mâini? Da. Diana, ai dezinficat uneltele? Da, o faci repede. Da. Fetelor, voi pune piercing în sprânceană. Nu în sprânceană. Atunci în nas. Eu voi pune în buză. Voi pune pătruzătorul aici, ca o aluniță. Costia, doar fetele fac aceasta. Bine, atunci în urechi. Eu voi pune... Ce? Este un secret. Gata! Am pătrunzător sub nas. Wow! Următorul. Uite-te. Wow! Îți place? Desigur, de mult am dorit asta. Următorul. Grăbește-te.
Oamenilor, sunt conducătorul grupului. Chemați-mă Hindi Indi. Nu era aici un cercel mare? Acesta era mai mare. Dima, tu ești următorul. Hai, plec. Atunci, Dima, ce dorești? Doresc să-mi pun piercing în nas, dar să nu se vadă mult. Bine, alege. Acesta. Alegere excelentă, Dima. Dezinfectarea. Va fi cool ca al lui Gigi? Va fi chiar și mai bun decât al lui Gigi. Pregătit? Ce crezi? Îmi place. Stai. Uită-te! Wow, bine arată. Ești fericit? Da. Următorul! Gata. Următorul! Oameni, care este următorul? Cine urmează? Wow! Wow, bleu, cam nume bun! Următorul. Dima, cum a fost? A fost ușor, mâine îmi voi pătrunde urechea. Ia loc! Repede! Artyom! Care piercing și unde? În buză! Buzele? Alege! Acesta! Ușor! Dezinfectarea! Îmi poți pătrunde urechea? Artyom, voi sunteți mulți și noi suntem puține. Vine. Asta e? Eu sunt Hindi Indi. Mâine la toți le vei fi frică de mine la școală. Artyom, repede, doresc să pătrund urechea. Ești prea lung aici, doar pătrunzi buza și ești în 10 minute înăuntru. Gata! Ce opinie ai? Frumos! Următorul! Costea, grăbește-te! Doresc să fiu ca David Beckham, cu doi cercei. Nu Batman, David Beckham. Bine, ia loc! Costea, grăbește-te! Mai repede! Uf, care cercei? Bine. Alege cercerul! Aștia sunt mai cool. Aceștia sunt... Bine, atunci pe ele. Da. Acestea. Iulia, dezinfectarea. Da, da. Ratat, toți cerceii vor utiliza. Gata! Costea, uite. Îți place? Da. Ești frumos. Artyom, e rândul Artyom, tău. Artyom, grăbește-te, ești ultimul. Iată-mă, oameni. Artyom, așează-te. Ce vom îmbuturi? Nu. Să facem ceva ușor. Haide nasul. Sau asta? Să fie urechea. Alege. Două. Câte gauri dorești? Trei. Două. Trei. Hai să facem trei. Alege trei. Alege. Alege pe care dorești. Cool. Toate? Cele roșii? Da. Toate. Da. Bine. Da. Așa-i. Iulia, grăbește-te. Ești dispus, Artyom? Artyom, ești deci pregătit? Gata, Artyom, uite, ce frumos! E frumos, îți place? De ce ai atâtea din ele? Dar este minunat, îți place? Asta e, arăți bine. Bine, poți pleca. Mulțumesc. O, Artyom, e cool. Artyom, băieți, repede. Băieți, plecăm. Grăbește. Mergem. Cine plătește? Despre ce plătire vorbiți? Nimeni nu ne-a spus că trebuie ne-a să plătim. Ne-a pus pătruzătorul că e prietena noastră. Nu așa merge, fetelor, 20% pentru mine. Gigi, nu avem nevoie de banii lor, lasă-i să plece acasă. Da, lasă-i să plece. Suntem deja obosiți. Dar rochile de anul nou? Gigi, le cumpărăm noi. Da, vom face așa, lasă-i să plece acasă și tu du-te cu ei. Ai auzit, Gigi? Fetelor, nu vă înțeleg. Fuuu. Nu trebuia să ne jucăm cu Gigi. Gata cu mizeria asta cu Gigi. Este bine că nu va merge cu noi de revelion. Nu-și poate ține gura închisă. Așa da. Este, vorbitoarea. Să curățăm asta. Iulia, ajută-mă. Nastia, ia un scaun. Este atât de greu, Iulian. Mai bine îl iei tu. Nastia, și atât de slabă. Da, oh, vezi că e greu, vezi că e greu. Oh, nu, și au spus cuiva la fel. Stați liniștite, fetelor, nu suntem acasă. Nu, fetelor, asta nu poate fi așa. O deschid și spun că nu mai facem piercinguri. Așa e, Iulia. Ce este, oameni? Nu vom mai face piercinguri. Nu am venit pentru nu aceasta. Nu am venit pentru aceasta. Putem rămâne la voi. Părinții ne-au scos afară din casă. Diana! Iulia, spune-le că nu mai facem și închide ușa. Iulia, de ce ești aici? De ce? De ce? Diana, părinții lor i-au dat afară da. Din casă. Da. Poftim, unde vă petreceți noaptea? Ați dorit piercinguri. Diana, tu ai făcut-o. De aceea vom fi în casa ta. Superb.